astăzi o să vedem ce se întâmplă dacă adormi la volanul unui Tesla când este pe autopilot. Mi-ați mai pus unul dintre voi întrebarea asta în comentarii și am zis să fac un video legat de treaba asta și pe lângă asta o să vreau să mai testăm în acest video și ce se întâmplă dacă acoperim toate camerele de ghidare de la Tesla. Știți că Tesla are foarte multe camere, e bine, astăzi o să facem experimentele astea. Dacă vreți să mai vedeți experimente cu Tesla, nu uitați, dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Pentru cei care nu știți ce înseamnă Tesla autopilot, practic mașina este capabilă să se conducă singur. Dăm de două ori de mânerul ăsta și vedem că deja se conduce singură, ia virajul singură, o să vedeți acum de viraj în față și mașina ia curba singură. Ei bine, după ceva timp, după ce nu ating deloc volanul, deci nu o să ating deloc volanul, la un moment dat o să îmi spune, uitați, rotiți ușor volanul și o să înceapă să pâlpâie și toate astea. Și noi o să experimentăm într-un loc sigur ce se întâmplă dacă ne prefacem că adormim la volan. Ce sisteme de siguranță are, dacă o să continue să se conducă singură. Tesla este capabilă să se conducă 100% singură, dar momentan nu prea este legal treaba asta în Uniunea Europeană. Ne retragem acum de pe autostradă, într-un loc care nu este circulat de mașini și putem să experimentăm, să vedem ce se întâmplă dacă adormi la volan. Teoretic ar trebui, când folosești autopilotul, să ții mâinile constant pe volan. Teoretic ar trebui să ții mâinile pe volan și dacă nu le ții, trebuie să le arăți că încă le mai ții măcar ocazional. Deci pentru început o să mergem normal și o să bag pe autopilot și vedem ce se întâmplă. Și dăm de două ori pe manetă. Suntem pe autopilot în momentul de față, da? O lăsăm, da, o lăsăm așa. Și acum ne prefacem așa, stăm lejeri, se conduce mașina 40 la oră, să vedem în cât timp ne dă o indicație, astfel. Deja ne spune, rotiți ușor volanul, ne spune, da? Începe să pâlpâie pe aici, așa, și la un moment dat o să vină și un sunet. Ia să vedem din ce în ce pâlpâie mai tare. Încă nu vine niciun sunet. A început să vină sunetul. Și ia să vedem ce se va întâmpla. Bă, că încă merge, adică de ceva timp tot merge fără să ating volanul. A doua, de două ori a făcut de data asta. A spus sunete de ori. Direcția automată e indisponibilă în restul acestei deplasări. Țineți volanul pentru a conduce normal. Deci a pus frână. A pus frână și îmi spune că nu mai am voie să folosesc autopilotul. Mi-a pus avariile și ne-a oprit. Dar mi-a pus și avariile, deci a fost drăguț că mi-a pus avariile. Și acum să vedem, dacă facem asta, nu mai piuie. Dar dacă ne punem în mișcare și vreau să pun din nou, direcția automată e indisponibilă în restul acestei deplasări. Deci nu mai avem voie să folosim cât timp suntem acum pe deplasarea asta. Practic ne-a impus că nu mai avem voie, s-a supărat pe noi. A zis, păi dacă ești șmecher, nu mai te lasă conduc, nu mai vreau. Deci și uitați cum cred că fac eu șmecherie. Vreau să văd dacă funcționează asta. Dacă o pun pe park și după aceea o pun iar în drive, se consideră ca o călătorie nouă din nou? Ia să vedem. Și acum dacă vreau să activez din nou autopilot, ia să vedem. Am păcălit și Tesla, e bine. O schemă ce fac eu de obicei de fiecare dată când îmi pune să pun mâna, eu mângâi așa puțin volanul și gata, își revine, nu are nicio fiță. E o chestie super mișto pentru că pe autostradă chiar te ajută treaba asta. Mai încercăm încă o dată. Din nou ne spune rotiți ușor volanul, eu o să încep să accelerez așa ușor, poate se supără și mai rău pe mine. Dacă închizi ochii la volan și merge mașina e foarte ciudat, dacă stau, uite așa. Nu, e foarte ciudat, nu pot să stau cu ochii închiși, deci e foarte ciudat. Nu cred că e posibil să stai cu ochii închiși sau să adormi la volan, decât dacă ești foarte obosit. Aolo, era să mișc de volan. Nu mișcăm de volan și iară ne-a spus. Direcție automată indisponibilă în restul acestei deplasări și a început să ne pună frână. Păi, ideea e că ne lasă destul de mult până să ne pune frână. O să vreau să mai încercăm și un 0-100, pentru că ultima dată l-am încercat pe timp de iarnă și acum să venim pe timp de vară, dacă e vreo diferență cu alte anvelope de vară. Și după aceea o să vreau să vedem ce se întâmplă dacă acoperim toate camerele de pe mașină. 3, 2, 1 și... Iu. Și cam așa a fost situația. Se vede că de la 80 încolo trage ușor, ușor mai greuț, dar na, nu este dual motor, este un singur motor, dar oricum senzația aia de la început e foarte rău de tot.
pare un pic că pierde un pic de aderență. Sunt cauciucurile de vară, nu știu dacă e mai bine sau mai rău. Nu știu, lăsați-ne în secțiunea de comentarii. Cum pleacă mai bine mașina? Cu cauciucuri de iarnă sau cu cauciucuri de vară? Eu aștepta, cred că pentru cauciucuri de iarnă, pentru că e mai bine ținută pe șosea, nu alunecă așa de rău ca niște cauciucuri de vară, dar nu mă pricep, habar nu în care este situația. Dacă știți, lăsați-mi în secțiunea de comentarii. Avem un scotch, un cutter și acum o să acoperim toate camerele de pe mașină. Cu ocazia asta o să vedem și exact câte camere are mașina. Avem numărul 1. Hop. Am acoperit prima cameră. Sunt curios ce eroare o să ne dea sau ce o să ne mai lase să mai facem, dacă o să mai meargă tempomatul. Hop. Gata. Numărul 2. A treia cameră. Hop. A patra cameră. Hop. Și a cincea cameră. Hop. Deci aici avem senzorul de ploaie și aici sunt cele 3 camere. Deci mai sunt 3 camere aici în față, Mirna. What the fuck? Am mai omis o cameră. Mai e una aici. Una mică, rău de tot pe interior, care camera asta este folosită doar dacă îi dai tu voie la mașină să o folosească. Și nu, eu nu i-am dat voie să folosească camera asta de interior, pentru că, nu știu, mi se pare cam prea mult. Și am, când a venit update-ul ăsta, i-am spus că nu, că nu vreau să colecteze informații de pe camera asta. Man. Bă, vezi că le-am acoperit noi, dar le-am acoperit cu destul aparent, vezi? Încă se mai vede așa ceva de pe ele. Hai să vedem așa cum sunt ele de murdare și acoperite. Cum se descurcă, dacă știe mașina ceva, ia să vedem. Deci momentan pare că n-avem nicio eroare și avem atâtea chestii puse pe mașină, pe camere. Se pot vedea și aici că sunt puse, dar sunt foarte murdare și na. Înainte să încercăm, crezi că se conduce singură mașina, Mirna, sau? Nu. Nu crezi, nu? Nu. Bă, nici eu n-aș crede că dacă se conduce în situațiile astea, e deja too much. Dacă se poate conduce singură cu camerele acoperite, bine, se poate vedea un pic prin ele, dar totuși, eu zic că nu poate. Vedem acum care este situația. Vizibilitate redusă, cameră frontală. Avem o eroare, deci da. Dacă stau să mă uit, tu vezi că încă mai observă benzile cât de cât. Ia uite, dacă mă pun aici. Uite, încă își dă seama că sunt pe mijlocul drumului. Vezi? Deci cum sunt acum de acoperite camerele, încă își dă un pic seama că sunt pe mijlocul drumului acum. Mai apare, mai dispare, dar încă își dă seama că sunt pe mijlocul drumului cumva. Mai multe camere blocate sau orbite. Hai că a început să-mi apară o eroare. Curățați camerele sau așteptați recapătarea vizibilității. Văd că totuși se descurcă să-și facă treaba. Adică nu mai mi spune acum ce limită de viteză am pe aici, că nu mai știe, habar n-are pe ce planetă mai e acum. Uite, curățați camerele sau așteptați recapătarea vizibilității. Cam atât a fost cu experimentele pe ziua de azi. Ne îndreptăm spre casă. De data asta suntem pe autopilot, se conduce mașina, dar de data asta stăm cu mâinile pe volan așa cum ar trebui să stăm. Dacă mai aveți alte curiozități, nu uitați să le lăsați în secțiunea de comentarii și o să încerc să vă răspund la cât mai mulți și poate o să facem și în videoclipurile următoare alte curiozități de ale voastre, o să mai experimentăm. Dacă aveți alte experimente, le aștept în secțiunea de comentarii și poate o să le încercăm pentru videoclipuri viitoare. Și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!